Ei, uite că am cam avut dreptate când m-a spus sâmbătă la petrecere că Stelian se cam uită cu alți ochi după Diana și a stat mult timp acolo cu ea în livingul băieților și au discutat și părea așa destul de interesat în acea discuție. Mulți dintre dumneavoastră ați spus că nu e adevărat, că doar socializează și așa mai departe. Ei bine, uite că acum a recunoscut și el că dacă ar fi fost sau dacă ar putea să dea timpul înapoi, i-ar fi plăcut să o cunoască mai bine pe Diana și că într-adevăr îi se pare o fată completă și că îl atrage din mai multe puncte de vedere. Îi se pare că are calitățile necesare conform principiilor lui de viață, dar respectul pe care îl are el față de Alexandru și față de Diana, pentru că au ajuns într-o cunoaștere destul de avansată și sunt pe cale să formeze un cuplu, aceste lucruri îl dau înapoi pe Stelian, pentru că altfel și-ar fi îndreptat atenția asupra Dianei și probabil, cine știe, s-ar fi ajuns în altă direcție în ceea ce îi privește pe ei doi.